Genul programului informativ. Bun găsit, doamnelor și domnilor, și mii de mulțumiri că iată și în acest an ne primiți în casele dumneavoastră. Suntem la emisiunea De la A la Z și sunt foarte, foarte bucuroasă pentru că astăzi, în ciuda haosului politic ce predomină în țara noastră, am o emisiune de suflet, pentru că invitatul meu este unul de suflet. Este vorba despre Horatiu Hrău. Bine ai venit la 1 TV, în studio, la emisiunea De la A la Z. Horatiu. Bine v-am găsit! Horatiu Hrău este un prieten mai vechi. Nu știu dacă vă aduceți aminte, în urmă cu vreo 3-4 ani, dacă nu mă înșel, 4 ani? Mai bine de 4 ani. Făceam un reportaj cu colega mea, Corina Butnariu, pe vremea aceea, Corina Costea acum, nu știu dacă știi, Corina s-a măritat. Okay. Nu știu. Da. Așa. Așa, făceam un reportaj cu Horatiu, personaj principal, acasă la el, la Mânerău. Acum trebuie specificat faptul că în satul Mânerău, de lângă Hunedoara, da, cam jumătate, așa am spunea taică tot, da, Marius, cam jumătate din locuitori, jumătate din familii se numesc Hrău. Că se numesc Hrău, da. Și nu este doar o coincidență de nume, nu ai nicio tangență cu doamna deputat Carmen Hrău. Deci, dar cred că din moși strămoși și în ceva, sat ceva, și pe 100% numele e de undeva. E de undeva, deci ceva rădăcini, dar îndepărtate. Așa. Deci, în urmă cu vreo 4 ani sau mai bine de 4 ani, făceam un reportaj, făceam o emisiune cu Horatiu, care era deja mare vedetă pe YouTube. Deci câștiga o mulțime de bani din muzica pe care o crea, o compunea și pe care o lansa spre vizionarea tuturor doritorilor. Da, e o chestie. Nu o cream, nu o compuneam, deci erau remixuri, se numeau bootleg-uri, care sunt remixuri neoficiale, pe care eu le mixam și le puneam pe YouTube. Bine, asta nu înseamnă creație? Totuși, este mixat mai mult. Mixajul nu implică și e creație. E o creație până la urmă, normal. Absolut, pentru că totuși trebuie să fie o artă, nu poți să mixezi oricum, nu? Normal. Trebuie să existe niște sunete care să te atragă, niște linii melodice, trebuie să faci o selecție între melodii, între... Așa e, și am făcut și cercetare la momentul respectiv, chiar dacă eu nu am numit o cercetare, a fost doar așa, nu știu, un natural. Studiu. Da, exact. Așa. Și ca să pot să-mi dau seama ce va prinde la public și ce fel de nume să aleg, ce fel de descriere să pun, ce fel de piese să aleg, deci tot. Și partea vizuală și tot a fost gândită. Bun, și hai să le aducem aminte telespectatorilor noștri cum ai dat lovitura. Să spun așa, știi? Ok, deci a prins viral efectiv un video, a ajuns undeva la vreo 3 sau 4 milioane de vizualizări. După aia am mai făcut partea următoare de video, a fost Party Mix 2013, care a făcut 3 sau 4 milioane de vizualizări, după aia Party Mix 2014 a prins 19 milioane de vizualizări. Și toți cei care au vizualizat mi s-au abonat o parte din ei, deci 60.000 mi-au venit ca abonați. Câți bani ai făcut atunci? Deci venitul estimativ a fost între, nu mai știu, lunar... între 500 și 4600, ceva de genul, și au fost numai câteva luni, deci a fost ok. Și să menționăm că erai la liceu, da? Da. Erai în ultimul an la liceu. La ce liceu? Colegiul Național Iancu de Hunedoara. De Hunedoara, da. Așa. Deci, 18 ani, ultimul an de liceu, tânărul nostru talentat Horatiu Hrău câștiga bani frumoși din muzică. Așa. Ei, cum ți-a venit ideea să pleci la Londra? Trebuie de menționat că nu am fost la Londra, nu? La Coventry, da. Așa. Ideea a fost de la mine și de la un prieten a venit. El mi-a dat ideea, pot să zic. Un prieten foarte bun de meu din liceu, sora lui studia tot acolo. Și fotografiile voastre, de fapt, ați fost și colegi?
Am fost și colegi, da, da. Dacă am văzut că sunteți doi la un moment dat, se vede prietenia voastră. Da, și cum îi zice, deci am zis să mergem acolo și după aia am plănuit împreună și am mers împreună și aia a fost. Bun, și ce ai ales? Asta e, deci prima oară am ales business IT și după aia m-am redirecționat. De ce? Pentru că marketing am făcut eu până la urmă de la bun început, deci marketing trebuia să aleg. Marketing, da. Și de ce business IT? De ce nu? Ce business IT am încercat pentru că eu am vrut să mă înclin și spre programare, dar după aceea, nu știu, am ajuns la decizia că poate mă încărcam prea mult și, nu știu, când alegi după prea mulți iepuri, nu prea ai prins și... După un semestru m-am decis să-mi schimb deja profilul și mi l-am schimbat. Am încercat, dar nu, n-a fost pentru mine programarea. Ok. Bun. Deci, iată, Horațiu, tânărul nostru de 18 ani, se hotărăște să plece în lume, să se întrețină singur la o facultate în Anglia, ceea ce nu cred că a fost prea ușor. La un moment dat vorbeam cu tatăl lui, cu Marius, și spunea că avea și câte 3 joburi. Și iată, anul ăsta și-a luat licența în business și marketing. Da. Pe ce domenii te-ai axat? Pot să spun că m-am specializat în timpul facultății pe music marketing și tot timpul am vrut să fac, nu știu, promovarea muzicii și să lucrez cât mai mult în industria asta. Și acum va urma, sper eu să fie totul bine, să lucrez la o casă de discuri. Bun, hai că le luăm treptat. Până acum am făcut așa o introducere de unde ai plecat, unde ai ajuns, ce diploma ai în buzunar, ce vrei să faci, o să vorbim și despre lucrul ăsta, ai de gând să te întorci acasă, pentru că majoritatea tinerilor care pleacă pe dincolo au tangență cu civilizația, cu modul de viață, cu nivelul de trai, nu prea vin acasă. Dar tu nici aici n-ai dus-o prea rău, din câte știu eu. Nu. Adică mie tot timpul mi-a plăcut. Spre exemplu, eu sunt acasă din iulie, am stat până în noiembrie, când am avut ceremonia de absolvire, apoi am mai mers și am mai stat încă 6 săptămâni acasă să închei, nu știu, rotund, cum ar veni. Da, dar tot ciclul. Exact, da? Cât am stat acolo, să fie totul bine, să-mi iau la revedere cum se cade de la toată lumea. Și acum sunt acasă, din 15 decembrie. Deci am stat o perioadă destul de lungă. Asta e cea mai lungă perioadă în ultimii mei 4 ani de când am fost plecat, în care am stat acasă. Și m-am simțit super bine și totul bine. Dar, totul bine. Na, dar acum trebuie să trec mai departe. Mai ai încă de explorat. Așa e, ai încă de explorat. Cu toate că, din câte povesteai, ai călătorit ceva prin lume, nu te-ai... Nu te-ai dat în lături, știi? Nu, în fiecare an am avut... cel puțin o excursie, da, în afară. DJ Harau, de unde până unde? N-ai vrut să lași nici cum... Exact, cum se scrie? Majoritatea, nu, vorbesc că majoritatea își iau pseudonime așa, mă rog, ce știu eu, ce nume împrumutate de acolo-colo. Tu neapărat ai vrut să-ți păstrezi numele. Harau. Da, este ceva interesant și legat de treaba asta. Spune-mi, te rog. În timpul liceului, un prieten bun de-a meu mi-a dat numele ăsta și, nu știu, mi se pare că la el suna olandez și în Olanda muzica electronică e foarte dezvoltată și, nu știu, cam de atunci mi-a rămas mie așa în minte și mi-a plăcut cum sună. Uh-huh. Și, nu știu, n-aș fi vrut să-mi pun alt pseudonim sau alte, nu știu, spre exemplu DJ Snake sau alte cele. Nu, pentru că eu vreau să fiu cât mai original și să mă reprezinte pe mine cât mai bine. Că altfel puteam să-mi pun o mască și să mă numesc DJ, nu știu, orice altceva și să-mi aleg un brand. Dar așa nu, îmi fac eu cum vreau eu să fie cât mai natural. Ai avut probleme în Anglia, în toată perioada de studiu. Deci n-a fost ușor, cum spuneam, n-a fost ușor, nu? Mai ales că te-ai la început, după aia te-ai întreținut vine singur. Natural, din dacă inerție. Mi-ai spus că, vai de mine, cum se poate, cum să mă întrețină părinții mei, da? Da, păi nici nu există așa ceva, mai ales, adică pleci la
3000 de kilometri depărtare și să te întrețină părinții tăi, să fim serioși. Da. E o rușine. Horațiu. Ah, e o rușine, așa spui tu. Dar sunt o mulțime, dragă, de tineri pe care părinții îi întrețin la facultăți în străinătate. Părinții rușine. La... Okay. Da, da. Depinde, da. Acum și cât de mult timp își dedică, pentru că eu n-am avut rezultate exemplare la facultate, nu? Eu... Deci nu ai mers pe... Laura cum laude, știi? Nu. Pe pentru 10, că, nu, pe... nu. Spre exemplu, un profesor foarte bun al cursului meu mi-a și spus că nu contează atât de mult notele, întrucât restul activităților, în ce îți dedici tu timpul și ce faci tu pe lângă facultate. Activitățile auxiliare, cum ar veni, da? Oh, extracurriculare. Extracurriculare. Da. Ai numai nebunii. Și, da. Și ce activități aveai? Am fost și președinte al unei asociații de advertising și marketing. Ele se numesc societăți. Da. Nu știu dacă știți cum sunt. Un fel de ONG-uri, nu? Sau... OSUD și... Știți? Organizații neguvernamentale sau, mă rog, non-profit, ceva de da, genul ăsta. Dar sunt sub facultate, deci sub facultate, în cadrul facultății. În cadrul facultății, da. Deci aparte. Și da, aveam acces la studenți. Un fel de cluburi studențești. Da. Și am fost președinte timp de 2 ani și am făcut o felul de activități și asta se pune ca voluntariat. Și de acolo am deprins o grămadă de skill-uri, de leadership și toate... Asta, deci prezentare. Contează, da? Da, contează foarte mult. Este ca un fel de practică, de fapt, da. Nu? Pentru cursurile de studiu pe care le faci. Da. Și pe lângă asta, oricum, în online, tot timpul am avut activitate în online. Adică promovare, am lucrat cu cât mai mulți artiști, tot timpul îmi caut un artist nou cu care să încep și să găsesc acel... Nu știu... Vedete ceva în nume cunoscute? Din România, Cristina Vasiu. Da, e de noastră. Cosmin Mihalache, dar ei sunt și locali, sunt ei din Hunedoara. De asta zic, că de noastră. Dar a fost, nu știu, și DJ Dark, care e la București. Nu știu. DJ Shiver. DJ Dark e cunoscut în toată România. DJ Shiver pune muzică la Untold. Mă rog, pentru voi tinerii, tu poți să spui, de asta te-am și provocat, poți să spui, pentru noi cei de o anumită vârstă, știi, dacă vorbim despre... Alții prinde. Dar internațional, cel care a prins cel mai bine are acum undeva la 500.000 de urmăritori pe internet și pune muzică ca DJ la, nu știu, cele mai mari festivaluri din lume. Oh. Și a avut piese, că e și producător, și a avut piese care au prins și a avut o felul de premii și e bine. Mm-hmm. E foarte bine. Spune-mi... Faptul că ai urmat cursuri în Anglia, sunt convinsă că te-a ajutat, dar ce alte relații ai reușit să-ți mai faci? Cum ți s-au deschis ușile? Cum ți s-au deschis perspectivele? Pentru că, într-adevăr, și Bucureștiul este București, dar Anglia este Anglia, cel puțin din punct de vedere al activităților de genul ăsta, nu se compară. Clar. Și, nu știu, culturile care sunt acolo, deci multitudinea de culturi. Când te gândești, nici nu, oriunde merge în lume, bine, mai sunt locuri, evident, dar, nu știu, am fost în Spania, am fost în Malezia, am fost în Amsterdam, nu... sunt atât de multe culturi câte sunt în Anglia. Exact. Și asta are un impact și te ajută foarte mult. Te ajută foarte, extrem de mult. Uh-huh. Da, deci oportunități, spre exemplu de la facultate, în fiecare an avem, oportunitatea de a alege o excursie, să mergem oriunde vrem noi și ei ne alochează... Aici? Da, aici suntem în Malezia. Și ei ne oferă până la 250 de lire ca să ne facem excursia. Aici am primit mai mult pentru că era în cadru didactic și am fost, nu știu, mai multe cursuri, a fost într-o materie. Dar primul gen de excursie pe care l-am menționat era efectiv dacă vrei tu să organizezi și să mergi undeva. Serios? Deci atât de mult te împing de la spate, da. Serios? Deci ai tu inițiativă, te implici tu să organizezi, exact. Și te susțin financiar. Da, și ca și societate, când v-am zis că aveam societatea, deci acea asociație, puteam să organizăm în fiecare an o excursie. Și aveam buget și pentru treaba aia.
Mai, acum eu sunt convinsă că tu ai prieteni aici în România care la rândul lor au urmat facultăți aici în România. Da. Sunt sigură că ați discutat despre diferențele dintre Desigur, da. Cum e ce spun, diferența de la de la cer la pământ, la pământ, așa-i? Da. Deci nu este rău că totuși tinerii noștri se îndreaptă spre studii în străinătate. Nu, automat. Numai să nu uite de unde au plecat. Așa, să nu uite de unde au plecat și dacă poți să se întreține singuri. Exact. Da? Sau în cea mai mare parte. Da, și au mai fost niște chestii foarte interesante. Făceau tot felul de evenimente. Nu știu, am cunoscut o femeie cu care încă lucrez, ce a lucrat în Hollywood 30 de ani și a lucrat cu oameni cum ar fi Robert De Niro, Tom Cruise, Dustin Hoffman, o grămadă de actori care sunt cunoscuți. Pe promovare, nu? Ea era casting director și scriitoare. Casting director e, cum îi zice, când faci castingul? Am înțeles. Când faci selecție exact. Pentru anumite pentru roluri, casting. Pentru da. Casting, așa. Da. Deci a lucrat așa și eu am cunoscut-o în cadrul facultății. Deci a fost un eveniment organizat de facultate. Ce ne spun profesorii tot timpul? Să ne verificăm e-mail-ul. Și mulți studenți nu fac asta. Și în e-mail tu primești o grămadă de chestii, oportunități, primești, nu știu, invitații la tot felul de evenimente în cadrul facultății și, na, efectiv, dacă tu vrei să mergi, nu trebuie să plătești bilet sau ceva, doar mergi și participi la evenimentul cu prezența, da. Respectiv. Da, și acolo au fost mai mulți oameni de afaceri și, antreprenori. O grămadă de oameni, dar ea mi-a sărit în ochi și mi-a plăcut cum, nu știu ce speech a avut și tot, da. Cum s-a prezentat, da. Și? Și de atunci lucrez, eu sunt managerul ei de social media, de rețele de socializare, eu cum prieten. Serios? Da. Măi, Horatiu, măi, Dumnezeule, mai facem o emisiune peste 4 ani, trebuie să vin eu după tine, nu știu pe unde. Nu, aici, bun. Să fiu tot timpul acasă. Sunt convinsă că nu, sunt convinsă că n-ai să uiți niciodată de unde ai plecat și, într-adevăr, îți vei face timp să vii să-i delectezi și să-i încurajezi și pe ai tăi, pe toți, hunedorenii, nu? Cu se siguranță, poate, da. Se poate, așa-i? Greu, dar se poate. Cum a fost în primul an de facultate? Primul an, spuneți, din business și marketing, da, nu da. De business IT. Da. Business și marketing a fost super, super tare, pentru că în primul an de business IT nici nu am rezonat foarte mult cu colegii mei de acolo. De ce? Nu erau atât de deschiși și atât de, nu știu, sociabil, energetici ca și mine, sociabili. Da. Dar la business și marketing am văzut că sunt și mai mulți, că la business IT nici nu erau atât de mulți, dar la business și marketing erau și mai mulți și, creativitate, prezentări, tot ce ține de marketing m-a atras cât mai mult. Și ai reușit să vii acasă? În primul an nu, n-am venit deloc acasă. Nu, ba da, în primul an de business și marketing, da, pentru da. Că acum am curcanii. Da. Atunci da, am venit. Am venit de vreo 3 ori în anul ăla, da. Da? Da, am avut obicei între 2000, deci în 2015 m-am mutat, între 2016 și 2018, 2 ani, veneam cam de 3-4 ori pe an acasă. Ce era dor de-i tăi? Da, dar oricum nici n-am vrut să pierd contactul cu toată lumea de aici și nu, mi-era dor de toată lumea. De toată lumea, mai ales de fratele cel mic. Da, clar. Cel mic e mare acum. Da, nu e mic, da. Cât 8 ani are? 8 ani. Dumnezeule, mi-aduc aminte când am făcut emisiunea cu Horatiu acasă, la Mânerău. Era îndrăgostit până peste cap de Corina. Da, dar nu reușeam nici cum să ne înțelegem cu el. Am înțeles că și acum e la fel de năzdrăvan. Da. Mai aud la telefon. De 8 ori mai mult decât. De 8 ori mai mult, sigur că dacă are 8 ani. Da. Cred că te divinizează așa. Cred că este foarte mândru de tine. Vrea să facă și el YouTube. Oh, da, deci, are talent? Are, cum să nu? Talent este în familie. Faza e acum totul de cum îi canalizăm energia, care e o energie extrem de puternică. Și vrei să-l ajuți în sensul ăsta? Da, cum să nu? Ar fi culmea să nu-l ajut. Na, totul deține un pic de el, să se mai maturizeze. Să se mai maturizeze un pic. Bine, sunt 8 ani. Spunea Horatiu că talentul se moștenește din familie. Cu tatălui Horatiu, cu Marius Hărău, am fost colegă într-un foarte tare grup satiric, Satiricon, un grup al clubului siderurgistul din Hunedoara.
cu premii la nivel național, cu o grămadă de chestii. Marius și acum își păstrează umorul și stilul lui de poante. De a fi. Da, da. Dar iată, uite, talentul se moștenește, bineînțeles, nu neapărat pentru scenă, pentru teatru sau pentru grup satiric, ci, uite, în alte domenii reprezentative, mai adaptate cerințelor pieții, nu? Da, pentru că așa asta e. Este la modă. Ce vrei să faci în continuare? Să mă țin de promovare și de marketing. Deci eu, cum mi-am crescut brandul în tot timpul ăsta, în toți anii ăștia, mi-am crescut brandul meu Replay, unde mi-am pus muzica și tot ce am promovat acolo, artiști, piesele lor. Deci să mențin asta, la un moment dat, când eu sunt pregătit să mi-o transpun într-o casă de discuri și să-mi fac casa mea de discuri. Dar și între timp să-mi cresc și cariera mea de DJ. Da. Încă nu sunt pregătit, mulți spun că, na, ca și DJ trebuie să fii și producător, pentru că tu așa te faci cunoscut dacă vinzi ceva la piață și faci piese și da, automat... vinzi propriile tale compoziții. Exact, creative, exact. Da. Momentan nu vreau să fac asta, pentru că vreau să mă acces pe promovare și pe DJ-ală. Câți ani ai? 23. 23 de ani. Oh, la da, păi la 40 de ani ai să fii... Nici nu vreau să mă gândesc cât de mare și cât de departe. Depinde pe ce drum... Nici nu mă îndoiesc. Da, nici nu mă îndoiesc că nu poți. Dacă de la 18 ani ai pornit pe drumul ăsta, păi sunt convinsă că nu poți să pornești pe alt drum. Așa e. Au fost tentații, pentru că sunt. E vorba de altă societate, mult mai evoluată din toate punctele de vedere, cu alte viziuni, cu alte... cum este privit consumul de droguri în facultățile din Anglia? Cum este privit... da, da. Depinde acum. Deci depinde în ce cercuri te învârți. Pentru că în Anglia este mai permis. Adică mai simți miros de substanțe ilegale pe stradă sau așa. Dar nu... De asta te și întreb, da, pentru da, că da. Știu că societatea este cu totul alta, mai libertină față așa de... Așa e, da. Deci nu te deranjează treaba asta. Efectiv, fiecare e în treaba lui. Dacă, la fel și cu persoanele care sunt gay și da, LGBT. Exact, deci, da. Dacă ei nu au contact direct cu tine și nu te deranjează direct, nu, e nicio ei problemă. Ei sunt cu societatea lor, da, cu asociațiile lor. Exact, exact, da. Exact. Vrei să-ți faci propria casă de discuri foarte tare. Unde? Am să văd la momentul respectiv. Deci nu știu, Cluj, Timișoara, București. A, deci acasă, acasă, acasă. Acasă, da, da, da. Momentan asta mi-e, viziunea asta acasă. Mi-e. Da, pentru că nu e, am un concept în minte pe care trebuie să-l mai dezvolt, care nu există acasă și nu cred că există niciunde, nu l-am mai întâlnit niciunde. Mm. Și trebuie să-l mai dezvolt un pic și încă nu sunt eu suficient de pregătit ca să pot să-mi fac asemenea. Și nu este pus la punct în totalitate. Deci da, mai e nevoie de timp ca să-l cizelești, să-l da, definitivezi. Da. Foarte tare. Deci atunci, în emisiunea următoare, când va fi să se întâmple lucrul ăsta, da, vom vorbi despre premieră la nivel național. Da? Posibil. Da? Posibil. Crezi că ți-o vor lua alții înainte? Apropo de conceptul pe care l-ai? Nu știu, nu știu. Sper să nu. Ai tatonat terenul? De ce în țară este genul ăsta de proiect pe care vrei să-l dezvolți? Nu, 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 nu e, nu e, nu, nu e. În Occident, în străinătate? Nu e nici în afară, deci asta zic. Nici e, în afară? Nu, nu, nu. Efectiv e... cum îi zice? Deci e un proiect... E inovator. Da, 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 da. E ceva... La premieră. Care nu mi-a venit ideea doar mie, a fost un prieten, un concept de grup. Da, da, da. Am făcut noi doi un brainstorm, doar eu și un prieten, atât de tot. Aha. Și de acolo ne-a venit ideea amândurora. El posibil să-l fac în Bulgaria și eu în România. Ce nu-l faci în străinătate? Poate ai văzut? Deci, Horațiu, nu bag strâmbe, da, nu, Doamne ferește. Dar sunt foarte mulți români care inventează în multe domenii. Da, da, da. N-au nicio șansă, n-au succes pe plan național și atunci se orientează. Bineînțeles că sunt firme străine care cumpără invențiile și așa mai departe.
acasă nu prea ai șanse, asta vreau să-ți da, spun. Da, 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 da. Nu ți-e frică că s-ar putea să ai atât de multe probleme sau atât de multe piedici sau din cauza sistemului birocratic de care se plânge toată lumea, da, 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 să nu reușești să-ți implementezi proiectul? Poate ți este mai ușor în străinătate? Asta nu. Eu oricum o să am legătură cu oamenii din străinătate. Cum am avut și audiența din afară, acum, la, nu știu, la ce relație am și câți oameni am cunoscut în Anglia, am deja un public acolo. După ce mă voi muta în Suedia, o să am un public și acolo și deja o să fie două publicuri pe care le pot accesa. Okay. Chiar dacă voi fi în România. Ia, vorbim și despre Suedia. Două piețe. Da? A, da, încă n-am menționat Suedia, nu? Da, okay, da, da, vorbim și despre Suedia imediat după o scurtă pauză publicitară. Am revenit, doamnelor și domnilor, emisiunea de la A la Z. Invitatul meu de astăzi, Horacio Herău sau DJ Harau, cum îl cunosc prietenii și cei în domeniu și mai ales cei de pe YouTube, nu? Pentru că acolo îți desfășori activitatea, acolo ai început-o, acolo desfășori la greu. Nu. Mai câștigi? Pe YouTube? Nu, pentru că platforma s-a schimbat foarte mult. Deci, acum YouTube-ul e total diferit față de acum câți ani am început? În 2013, deci acum 7 ani? 6 ani, să zic. Ba nu, 7 ani, de fapt, că în ianuarie. Da, deci acum 7 ani era total diferit. Și e foarte saturată piața și e greu. Adică, nu știu, dacă intri pe canalul meu, Replay Records, o să vezi că nu mai am aceeași audiență care o aveam acum 6 ani. Bun, dar asta nu înseamnă că ești fără o sursă de venit, nu? Pentru că sunt sigură că lucrezi. Am văzut că ai organizat ceva evenimente și aici, local. Nu? Da, 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 am făcut evenimente și cu niște prieteni, da, da, da. Am făcut, am și pus muzică la un eveniment care se organizează destul de... cum îi zice, în fiecare lună se organizează în Hunedoara, deci ocazional. Și în Alba Iulia am pus muzică, și în Bacău. Deci am pus și în România. Cât am stat acum acasă, și nu am putut România. Să stau degeaba. Pe da. Unde ai mai pus muzică? Pe unde ai mai, ți-ai mai desfășurat activitatea? Da, deci când eram la început, am avut ocazia, după ce, deci la începuturi de tot am fost în Anglia, deci acolo am pus. Erau efectiv petreceri în case, făcute de studenți și se punea muzică de pe telefon. Și eu nu aveam, cum îi zice, echipament și controllerul meu de DJ și tot ce aveam atunci. Aveam o aplicație pe telefon care face exact aceleași chestii, care le face și controllerul. Și e comprimat în telefon și am făcut de pe telefon. Doar că mă jucam și că îmi plăcea. Da. Și la toată lumea a plăcut, deci apoi mă chemau, efectiv chiar odată s-a făcut o petrecere într-un garaj și era un DJ care punea muzică, dar m-au vrut pe mine și l-au dat la o parte și m-au pus pe mine. Da, păi da, era spectacolul, era show, era ineditul, știi, măi, fratele meu de pe telefon, să faci... Nu, deci atunci, nu, atunci efectiv i-am luat controllerul lui. Aha, deci, atunci ai lucrat acolo. Da, 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 pentru că exact aceleași basic-uri, deci ce e pe telefon așa e și acolo și... Deci prin Anglia am pus, prin Birmingham, în Prism se numește clubul. Este un lanț de cluburi în toată Anglia, foarte mare club, imens, deci nu știu, 4 sau 5 camere. Am pus în față la 600 sau, deci până în 700 de oameni erau atunci. În Coventry, de unde am terminat și facultatea, în Warwick, care este un oraș de lângă Coventry, și da, în Malaysia. Deci după ce am început, înainte să pun mai mult în Anglia, am pus în Malaysia. Când am fost în excursie cu facultatea, am avut acolo o seară de, nu știu, 20 de minute și altă seară de 3 ore. Deci, muzica electronică e number one. Domină, da. Deci asta, cred că asta am prezis în 2013. Eu atunci știam, pentru că, nu știu, electronic, futuristic, se îmbină cumva și, sigur, da, sigur. Da, și am zis, asta va fi de viitor și am văzut atunci că în afară prindea cât mai mult și se dezvolta cât mai mult și, da, da, domină. Păi, dacă stăm bine să ne gândim, dacă facem așa o analiză a novelelor, a lucrărilor scrise de scritori celebri de literatură SF, științifică, da, fantastică,
Se spune că limbajul viitorului, de fapt, va fi sunetul, va fi muzica. Serios? Da. Nu știu. Da. Așa că, și mai ales genul ăsta de muzică, care are o rezonanță aparte, da. Dacă stai bine să te gândești, știi? Da, da, da. Și dacă o analizezi cu mai multă atenție, vibrațiile sunt pe mai multe tonalități și pe mai multe niveluri. Așa știi? E, da, da, da. Bine. Asta preziceau scriitorii de literatură științifică fantastică acum 20-30 de ani. Pe atunci se și spunea că alimentul viitorului va fi o plantă, știi? Pentru da. Că, iată, populație din ce în ce mai multă, alimente, hrană din ce în ce mai puțină. Așa e. Și mai zilele trecute citeam câteva articole și se vorbea despre spirulină, care este dintr-o algă, da, uh-huh. din plantă, și care se pare că va fi alimentul viitorului. Oh, okay. Tot așa citeam, Paolo Aldani scrisese o novelă, care se cu un eveniment cu o acțiune care se petrecea în viitor și acolo era cineva într-o capsulă spațială, da? Și o voce robotizată îi spune: bună dimineața, domnule nu știu care, da. Zice: sunteți pregătit pentru micul dejun? Da. Și pe un șgheab îi coboară o pastilă roz. Oh. Micul dejun. La amiază: bună ziua, domnule, vă rog să vă pregătiți pentru prânz. Vine da. O capsulă, o pastilă verde sau albastră, nu mai știu ce culoare, iar la cină una verde sau albastră, mă rog. Da. Deci trei pilule pe zi, aia era hrana da. Pentru ce trist. Viitorul, apropo. Asta trist, da, dar din punct de vedere al comunicării, apropo de muzică, da. Aici înțeleg perfect. Și scenariștii filmelor științifico-fantastice, să știi că au mizat mult pe muzică și pe sunete în întâlnirile dintre oameni și extraterestri. Da. Bun, deci te-ai orientat foarte bine, mergi pe un drum foarte, foarte bun, DJ internațional, dar care nu-i uită pe cei de acasă, cu experiență acumulată în timpul facultății, iată da. O experiență nemaipomenită, Horațiu a reușit să ne spună în câteva cuvinte că există mare diferență între școala care se face în România și modul și viziunea educației în da. Anglia, cel puțin. Ai mai avut parte și de alte întâlniri care ți-au marcat cursul vieții, să zic așa. Ai întâlnit oameni care au reușit să pună o cărămidă acolo la perfecționarea ta? Da, sigur, cum să nu. Deci, cel cu care am lucrat eu în timpul facultății, o parte din experiența pe care mi-am acumulat-o, era un francez, Kevin, care organiza și încă organizează evenimente în Coventry și în jurul, deci în toată regiunea organizează și excursii și tot felul de evenimente, în principiu, petreceri pentru studenți. Și la un moment dat am fost și partener cu el, eram organizatori amândoi și el m-a ajutat foarte mult, deci lui sunt foarte recunoscător, dar am fost și la o conferință de DJ acum în noiembrie, unde am întâlnit o unde? Grămadă unde? În Londra, în Ministry of Sound. Ministry of Sound e o casă de discuri și un club, unul dintre cele mai renumite cluburi din Londra. Și au fost, nu știu, 300 de oameni din industrie, au fost organizatori, au fost fondatori și organizatori de, nu știu, cele mai mari evenimente din lume, Elrow Party se numesc, și fondator de la Beatport. Beatport este o platformă unde cumperi și vinzi muzică. Ei primesc, nu știu, să vă faceți o idee, ei primesc undeva la 25.000 de piese pe săptămână, deci oh. 100.000 pe lună. Wow, 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 da. Wow, wow. Da, 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 deci foarte mare. Vorbesc acum de top level acum. Am întâlnit, nu știu, cei mai profesionali oameni acolo și erau, deci mă uitam și erau DJ care aveau copii și neveste acasă și mari, știi, deci erau, eu îi vedeam, eram ca un copil printre ei, nici n-aveam casă de, cum îi zice, carte de vizită să le dau, deci am fost total nepregătit. Dar asta e o bulină neagră pentru tine. Că depinde, pentru că asta ajută, pentru că e online acum.
Ah, și am înțeles. Eu puteam să-mi fac cărți de vizită, m-am gândit, dar eu nu cred în cărțile de vizită. Pentru că eu toate cărțile de vizită ce le-am primit nu m-am uitat la ele. Mai deci, ales în domeniul vostru. Da, pentru că e tot online acum și tu ții legătura cu omul direct online și cartea de vizită e oricum pentru schimb de contact. Și noi deja am făcut schimbul de contact față în față. Și da, m-a ajutat foarte mult. Am cunoscut, nu știu, mi-a mărit rețeaua, ca să spun așa, de când am fost la conferința aceea și ce e foarte interesant e că acel grup ce a organizat-o încă ne ține în priză și suntem ca o familie și încă lucrăm deci și facem. Contacte. Acum am început un challenge de 12 săptămâni, cum să ne dezvoltăm cariera noastră de DJ, deci facem tot felul de activități care ne ajută pe plan profesional și pe partea de promovare muzică și pe partea de mixa și de DJ-ală și dacă vreau să produc, pot să mă ajute. Fac webinariuri online unde efectiv te învață să faci. Bun. Și? Au pretenții? Ce? Să-i plătesc eu sau ce, la ce vă referiți? Să-i plătești sau poate să lucrezi doar cu ei? Păi sau am plătit ca să merg acolo la conferință. Ah, evident că mi-am plătit biletul și mi-am plătit locul. Dar ca să colaborez cu ei, nu trebuie să plătesc, pentru că e promovare mutual, nu știu cum se zice. Da, am înțeles. Mutual. Reciprocă, exact, asta e cuvântul. Mulțumesc. Te-am prins. M-ați prins acum. Ai uitat cum se vorbește? Pe la noi, pe la România. Unele cuvinte, da, se mai uită, din păcate, da. Bine, cu tine te înțeleg, că sunt 4 ani. Nu înțeleg pe cei care se întorc după o lună și uită să vorbească românește. Pe tine te înțeleg, mai ales că și studiile le-ai urmat tot în limba engleză. Ți-a fost greu? Nu mi-a fost greu. Pentru fost... că totuși nu se vorbește limba lui Shakespeare, da. Pe care voi o învățați la liceu, din păcate. Da. Mi-aduc aminte ce-mi povestea și fiica mea, Claudia, zicea, când m-am dus și ea s-a dus să-și ia un atestat în limba engleză, la Birmingham. Da. Și... 20 minute de depărtare de mine. Da, bine, asta a fost acum mulți ani și da. Spunea, zice, se uitau la mine, parcă eram... venită de pe altă planetă. Zice, păi tu vorbești mai corect decât noi engleză. Da. Zice, tu vorbești engleza lui Shakespeare. Noi vorbim engleză americană. Zice, mi-a fost greu să mă adaptez așa pentru început, dar după aceea a fost ușor, a fost ok. Da, mie mi-a fost mult mai ușor din momentul în care am început să gândesc efectiv în engleză și nu știu, deci tot ce gândeam era în engleză și atunci automat nu mi-era mult mai ușor. Pentru că am început, adică am ajuns la un moment dat să am legătură cu mai mulți străini decât români în afară. Și atunci, automat, când tu comunici mai mult în engleză și... Clar că și formezi și vocabular și tot. Da, uite, vezi, nimic nu este întâmplător în viața. Bun, deci acea conferință cu 300 de DJ, spuma, da, la nivel mondial... Te-a marcat, așa-i? Nu pot să zic că m-a marcat. Deci m-a ajutat foarte mult și oarecum m-a adus cu picioarele pe pământ. Și, adică? Nu știu, eu, pentru mine și DJ-ala a fost așa mai mult o joacă și îmi place să o fac. O fac din pasiune și vine natural și eu merg acolo ca să mă distrez. Deci merg la o petrecere ca să mă distrez cu publicul, nu? Mă duc ca să lucrez și să... nu știu, să gândesc robotic, nu știu, trebuie să citești publicul și asta vine natural și chestia asta, pentru că interacționezi cu ei. Iar energia pe care o transmiți tu, exact, primești și feedback-ul, știi? Da, deci asta este foarte important. Da, dar m-a făcut să mă gândesc la niște aspecte mai profesionale la care nu m-am gândit până atunci. Adică? Nu știu, să, spre exemplu, să iei în considerare că dacă tu îți faci o imagine de DJ, să o vezi ca un brand și să dezvolți... Adică să pui preț. Da, da, da. Deci este pasiune, este ca un fel de joacă, dar totuși, dacă vrei să evoluezi, dacă vrei să faci performanță... Trebuie să-ți ridici niște standarde și exact, trebuie să ai niște țeluri și trebuie să... Da, și mai ales da. Sigur că da. Așa e, da. Și ajută foarte mult. Deci
Nu știu dacă am menționat sau nu, dar acum avem 12 săptămâni, un challenge de 12 săptămâni. Da, l-am menționat? Ai început să spui, da. Așa, da. Unde și e schimbul ăsta de experiență. Exact, da. Și asta o să ne ajute să... Deci începutul, primul pas al challenge-ului era să ne spunem niște țeluri pe care vrem să le atingem în astea 12 săptămâni. E, și? Și... Unul dintre țelurile mele e să ajung să pun muzică la un festival. Nu orice festival. Da, bine, nu un festival de 500 de oameni sau 200 exact, de oameni. Exact, nu. Păi, da, vezi că acum s-a perimat la... termenul de festival, știi? Da. Acum mii, toate să zic. Sunt festivale. Da, deci mii, nu știu, câteva mii, să zicem. Uh-huh. Deci da, cam ăsta ar fi țelul meu. Și acum o să lucrăm, pentru că nu sunt singur, suntem cu toții care lucrăm pe treaba asta și să vedem ce va fi. Sunt din România. Unde? În această echipă? Am văzut niște nume, dar nici nu sunt în legătură cu ei, că atât de mulți suntem pe... Deci în echipă, da. Și am văzut, nu știu, două sau trei nume? Deci foarte puțin, da. Și la conferință nici n-am întâlnit niciun român. N-ai întâlnit niciun român. M-am împrietenit cu un tip din... Anglia, unul din Camerun, deci cu care am mai ținut așa legătura, doi din Slovacia, da, deci cam așa, nu știu, de prin toată lumea. Uh-huh. Cunoști, avem DJ, așa, mari și tari. În afară? Nu, aici, în țară, care au explodat și în afară. Care au explodat și în afară, nu neapărat. Nu. Deci este DJ Shiver, pe care l-am mai menționat. El e foarte bun pe muzica electronică și pe ceea ce face. Deja are fanbase-ul lui, deci oameni care îl urmăresc și știu că dacă el, nu știu, va merge... Care agrează stilul, da. Și sigur că da, și se duc întotdeauna la... Și face un show extraordinar, deci... Asta e foarte interesant la el, că poate să combine o grămadă de stiluri de muzică în același set și asta înseamnă că este foarte bun pe ceea ce face. Și da, mi se pare că a fost și el în China, a fost să reprezinte Untold-ul, a fost ca un fel de ambasador pentru Untold. Deci da, ușor bănuiesc că se dezvoltă și el în afară. Dar tot ce ține și la partea asta de DJ-ul ține de relații și de marketing și de cum te promovezi. Deci dacă... Eu am, nu știu, relațiile pe care mi le-am acumulat în toți anii ăștia în America, spre exemplu, la un moment dat o să ajung să pun muzică acolo din moment ce sunt în contact cu oamenii respectivi de acolo. Ziceai că acum ai ales Suedia. Uh-huh. Vrei să lucrezi, mă rog, să o perioadă, cel puțin, în Suedia. Da, undeva la, nu știu, 3-4 ani, maxim 5, m-aș mai vedea să stau acolo, eventual să fac și master între timp, să mi-l fac acolo. Da, îmi place, mi se pare foarte atrăgătoare ca țară. Serios? Și da, și industria muzicală și... Da, deci sunt mai multe motive care mă atrag încolo. Ar fi și Olanda, deci poate între timp o să oscilez între ele două, dar momentan e Suedia. Ți-ai depus CV-uri? Ai, ai lansat... Bomba. Deci am listă cu case de discuri unde urmează să aplic și am planul făcut și urmează. De săptămâna asta încep să aplic la... Deci nimic neplanificat, totul ca la carte. Pe foaie. Totul, exact. Unde ai învățat lucrul ăsta? La facultate sau e și la facultate, de acasă? Deci și la facultate ne ține să, nu știu, să fim cât mai organizați și să facem totul din timp. Dacă întârziem cu, nu știu, 2 secunde, dacă întârzi de deadline, de termenul limită când trebuie să pui, nu știu, până și licența, noi am pus să n-avem prezentare fizică, tot online. Da. Și dacă întârzi deci 2 secunde, primești 0. Ai da. Deci trebuie să ai termenul limită trebuie și să respecti. Da, deci totul trebuie să fie punctual. Și da, de acasă mama și tata au încercat să mă împingă de la spate și să mă facă cât mai organizat și să fie totul bine, dar eu n-am înțeles până nu m-am lovit de viață. Până nu sigur că da, știi? Da, viața te învață până la urmă. Până nu dai cu capul, nu pricepi și nu bagi în seamă sfaturile părinților. Știi, tot timpul zice, mama exagerează, tata, iară cu poveștile lui, Deși e mai deștept și învață din greșelile altora.
Cumva e un pas înainte. Asta este, da, da, asta e, înseamnă că ești foarte deștept, deștept, știi? Adică bagi la cap greșelile și ce pătimește altul și te ferești, știu eu, ca un fel de activitate de prevenție, știi? Te ferești să nu faci și tu, să nu pățești și tu la fel. Așa e, da. Da, așa este. Horațiu, ce să spun? Mă bucur extraordinar că n-ai de gând să uiți locul de unde te tragi, locul unde te-ai născut. Pe la liceu, la Hunedoara ai fost, te-ai întâlnit cu profesori? Merg destul de des. Am fost chiar și în ultima oară când am fost, în octombrie, dacă nu mă înșel, deci de curând. Și încă țin legătura cu colegii. Ne-am întâlnit ultima oară, nu știu, vreo 15 colegii mei și la SUC. Foarte și suntem, da, diferiți față de alte generații, că am vorbit cu alte generații. Serios? Și, băi, nu se prea întâlnesc și nu mai prea țin legătura. Noi chiar ținem legătura și ne vedem, da, foarte des. Da, vezi că fiecare generație este cu specificul ei. Da. Așa este. Așa e, da. No. Uite, voi țineți legătura, alții trec zeci de ani, nu fac nici întâlniri, generația mea, nici întâlniri de 10 ani, nici întâlniri de... No. Dar ținem legătura pe Facebook cu colegii din generală cu care... Da. Chiar cu colegul meu de bancă, cu Emil Crișan, dacă te uite la emisiune, îl salut. Ok. Ne uităm, ne admirăm părul alb și Dumnezeu ce a trecut viața, 60 de ani, îți vine să crezi. Trece foarte repede. Da, 50 de ani, eram în școală generală, Dumnezeule. Ei, și iată, ne bucurăm de realizările copiilor noștri, ne bucurăm de roadele educației pe care o oferim copiilor noștri. Pentru că tu să mă contrazici aici, dacă nu ești de acord cu mine. Da. Dacă copiii noștri o fac lucruri greșite, dacă copiii noștri nu sunt civilizați, da, nu au drag de a învăța, au o mulțime de lipsuri, nu vor să citească, nu este vina copilului, este vina noastră a părinților, pentru că nu am reușit să li insuflăm dragul de școală, n-am reușit să educăm în cei 7 ani. Așa e, da. Întotdeauna am spus așa, nu este vina copilului pentru ceea ce face rău, este vina noastră a părinților, pentru că noi nu am reușit să îi canalizăm pe drumul cel bun. Pe de altă parte, mă bucur că îmi dai dreptate, aveți și voi vina voastră, bineînțeles. În funcție de alegerile fiecăruia, exact, normal, pentru că deja atingem un nivel de maturitate, bănuiesc că de pe la vreo 15-16 ani în sus, depinde de fiecare, băieții oricum sunt mai puțin imaturi decât fetele, unde suntem capabili să luăm decizii și deja ne lovim de unele, piedici, unde suntem obligați să luăm niște decizii și decizia aia poate să fie... Păi, tu ai o educație sănătoasă, copil crescut la țară, chiar dacă în apropiere de oraș, dar totuși să nu uităm că la țară încă se mai păstrează niște reguli foarte stricte. Așa e, da. Așa. Iar rezultatele se văd. Și cum spuneam, să ne bucurăm de rezultatele copiilor noștri, că până la urmă asta este moștenirea noastră. Așa e, da. Copiii noștri și ceea ce fac copiii noștri, iar părinții tăi cred că sunt foarte, foarte mândri de tine. Evident, da. Evident. Știu că mai vorbesc cu Marius la telefon, mi-a și spus când mai facem un grup satiric la mână rău. I-a zis că mi-e dor, dar nu cred că mai am umorul pe care l-am avut acum 20 de ani. 20 să nu încercați, vă ajut și eu. Da, tu ești cu fondul muzical. Exact. Îți mulțumesc tare, tare mult, Horatiu, DJ Harau. Mulțumesc pentru invitație. Eu îți mulțumesc că ai dat curs invitației, pentru că, iată, ești un VIP, ești o personalitate locală. Sper să mai vii la emisiuni, sper să mai vorbim despre reușitele tale, despre rezultatele tale, sper să-ți împlinești toate proiectele, mă bucur că le iei pas cu pas, încet, știi, da, picătura chinezească, să ne ajute Dumnezeu să te vedem
știu eu, la cele mai tari festivaluri. Mii de mulțumiri, mulțumesc foarte mult. Abia aștept să citesc acolo DJ Harau. Mulțumesc. Te urmăresc. Bun. Asta a fost emisiunea de astăzi, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și nu uitați, și în acest an vă iubesc de la A la Z.